În decembrie, întreg orașul este îmbrăcat de sărbătoare cu lumini, globulețe și multă beteală. Pe de altă parte, luna decembrie înseamnă o goană după cadouri. Această perioadă este pentru copii cea mai îndrăgită din an, pentru că așteaptă cu nerăbdare venirea lui Moș Nicolae și a lui Moș Crăciun. Pentru cei mici, cele mai frumoase cadouri sunt dulciurile și jucăriile de ultimă generație. Am intrat în luna cadourilor. Magazinele sunt pline de jucării și produse care așteaptă să le fie oferite în dar celor dragi. Ofertele sunt numeroase la jucării. Dacă o mașinuță de mărime medie costă 20 de lei, una mai mare este și cu 30 de lei mai mult. La mare căutare sunt și păpușile, ale căror prețuri variază între 7 lei și 48 de lei. Giurgiuvenii au ieșit și ei în căutarea cadourilor potrivite pentru copii, rude și prieteni. Din păcate, banii sunt puțini, așa că cei mai mulți spun că bugetul pentru darurile de Crăciun este mai mic în comparație cu cel de anul trecut. Am uitat doar să ne uităm deocamdată la prețuri. Și cum este bugetul față de anul trecut? Bugetul mai mic, oricum mai mic față de anul trecut. Deocamdată vinișor. Cum este față de anul trecut? Față de anul trecut foarte prost. Foarte prost. Numai aici a fost acum un an. Cum se poate? Cum este față de anul trecut? Mult mai prost. Mult și mult mai prost. Cred că cam la fel. Cam la fel. Atâta să-ți permit să iei tot ce este nevoie, nu? În piața centrală au apărut și coronițele din brad verde, ornate pentru Crăciun. Acestea se pot pune pe masă sau se pot agăța la ușă. Prețul unui astfel de ornament pornește de la 15 lei.